seara și bine v-am găsit la prima rundă de dezbateri din turul 2 al alegerilor pentru Primăria Capitalei. În studioul nostru se află în această seară doi candidați care se vor confrunta pe 3 iunie la alegeri. Este vorba despre candidatul Partidului Socialiștilor, domnul Ion Ceban. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și despre candidatul Comun PAS și Platforma DA, domnul Andrei Năstase. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că ați acceptat ambii invitația noastră. Înainte de a trece la discuții, vă aduc la cunoștință regulile de desfășurare a emisiunii. Nu s-au schimbat pentru că ați fost și la celelalte dezbateri. Aveți în total 20 de minute în această seară fiecare. 19 minute pentru a răspunde la întrebări, întrebările moderatorului, întrebările domnului Vasile Botnaru de la Radio Europa Liberă și ale alegătorilor. De asemenea, veți avea timp pentru a vă adresa întrebări și a dezbate între domniile voastre anumite probleme și a face precizări dacă este cazul. Aveți aceste 19 minute plus minutul de final. Totul este clar. În rest, nu s-a schimbat absolut nimic. Totul rămâne așa cum este. Dacă un candidat refuză să participe la dezbateri, el pierde timpul pus în mod gratuit de către ProTV la dispoziția sa. Anunț acest lucru pentru că noi mai avem o rundă de dezbateri joi și sper foarte mult să fim din nou împreună. Așadar, pentru că nu am pregătit un subiect ca la dezbaterile precedente despre fiecare candidat, îl vor ruga pe domnul Ion Ceban să se prezinte singur un minut. Eu vă mulțumesc pentru această oportunitate, stimați telespectatori, stimați domnule candidat. Noi am avut acum o dezbatere foarte lungă, eu vreau să arăt aici adresa, este pe Privesc Eu, 2 ore. Organizată de colegii de la Promolex. Da, vreau chiar să rog oamenii să încerce să intre și să vadă cum au avut loc aceste dezbateri. Am discutat absolut toate, doar că domnul contracandidat a ales strategia abordărilor politice, fără niciun răspuns clar la subiectele cu caracter pentru municipalitate. Și eu vreau totuși să întreb, pentru că este vorba și de integritate. Stați o secundă. Domnule Ceban, vă rog să mă iertați. Da, timpul dumneavoastră nu îl va lua nimeni. Veți avea această rundă de întrebări între domniile voastre. Haideți să respectăm scenariul ca să reușim să ne încadrăm în acest timp. Pentru început, mai aveți încă vreo câteva secunde din acel minut. Vă rog foarte mult, dacă este posibil, să vă prezentați. Câte secunde? În acest moment, 30 de secunde încă din acel minut. Perfect. Vă rog foarte mult. Eu vreau să faceți camera mare. Iată, aici este clădirea Patrimoniul Cultural Național pe care a privatizat-o ilegal familia Năstase și dumneavoastră au spus că există o decizie CEDO în acest sens. Și domnul Năstase, mare rugăminte. Nu, eu vreau ca să fie foarte clar. Rugămintea mea este ca să nu continuăm dezbaterea anterioară aici, ci să începem o dezbatere de la capăt. Cred că vă promit că veți avea această ocazie să adresați întrebări colegului. Doamna Bogdan, dați-mi voie să finalizez gândul, pentru că am zis, este foarte mult acolo, 2 ore, dar așa s-a vehiculat această săptămână, s-a indus o minciună în opinia public, eu vreau să prezentați, domnule Năstase, această decizie CEDO, cum s-a furat clădirea de la municipiu, patrimoniul cultural. Eu vă rog foarte mult ca dumneavoastră să faceți acest lucru în timpul care va fi alocat întrebărilor și răspunsurilor la această rundă. Considerăm că domnul Ceban s-a prezentat deja și mergem mai departe. Eu am prezentat programul meu în fiecare zi, sunt în spațiul public. Foarte bine, mergem mai departe. Vin toți jurnaliștii, domnule Năstase, un minut, vă rog să vă prezentați. Bună seara, stimații mei chișinăuieni, locuitori ai suburbilor, ai capitalei. Întâi de toate vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru faptul că ați participat la vot și numai prin prezența dumneavoastră ați făcut posibilă deturnarea unui plan pus la punct de cei doi, Plahotniuc și Dodon, și candidatul lor comun. Planul de a ieși din primul tur Ivan Ceban, primar. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care au votat pentru mine, pentru celor care au votat pentru alți candidați, dar vă pregătiți să votați pentru mine și îi invit pe toți locuitorii Chișinăului să voteze în continuare schimbarea. Iar schimbarea nu se face prin schimbare din computere și scaune, se face prin schimbarea oamenilor. Eu zic să votați o echipă de profesioniști, să votați caractere, să votați un om care și-a demonstrat demnitatea, și-a demonstrat atașamentul față de țară, față de oameni, față de tot ce înseamnă Republica Moldova și capitala ei, să votați în continuare schimbarea în bine a Chișinăului și a suburbiilor. Vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să-mi analizați prestația mea de-a lungul timpului, să-mi analizați faptele și mai puțin vorbele care se spun despre mine și chiar mai puțin vorbele care le spun eu. Important este să verificați ce am făcut eu de-a lungul timpului pentru această țară, pentru oamenii mei și pentru noi toți. Așa. Acum,
Am să vă invit să urmăriți niște imagini. M-am încadrat în... Un pic mai mult ați depășit, dar vreau să vă rog foarte mult să urmăriți, domnule Năstase, imaginile și după aceea ne întoarcem să le comentăm. Da. Am primit niște asigurări, sper că sincere, din partea celor din partea dreapta mea astăzi. Domnule, se pune batista pe țambal, cum se spune, cu privire la vectorul geopolitic pentru o perioadă de timp, un an, și chiar Igor Dodon a vorbit de un an jumătate. Ne ocupăm de 2 ani. Ne întoarcem. Ați fost criticat pentru acea declarație cu Batista pe țambal și pentru faptul că v-ați aliat pentru o vreme cu stânga și vreau să vă întreb, de fapt, ce ați vrut să spuneți în acel moment? Aveți la dispoziție un minut. Ce ați vrut să spuneți și când ați fost sincer? Atunci sau atunci când pledați pentru integrare europeană? Doamna Bogdan, ca să fie clar, esența mea națională și europeană nu schimbă absolut nimic. M-am referit la acea, în acea fază pe care dumneavoastră ați dat-o doar selectiv, pentru că a urmat după asta întrebarea dumneavoastră ce facem cu acordul de asociere, la care eu am răspuns, s-a cadat, implementăm. Dacă mă veți întreba și azi și mâine și la miezul nopții, vă spune același lucru, implementăm acordul de asociere, pentru că doar acolo, ajunși în Uniunea Europeană, avem justiție, avem stat de drept, avem democrație, avem libertate de exprimare, avem libertate de informare. Cât privește Batista pe țambal, vin dintr-o familie de muzicieni, de mari muzicieni acestui pământ. Și unul dintre ei este artist al poporului și este țambalist. Și atunci când mergeam la el acasă, spunea, domnule, pune Batista pe țambal, adică nu prea face gălăgie. Nu prea îmbla cu retorici din astea. Și când am spus despre vector, am spus despre vectorul geopolitic. Mai puțin retorică din partea celor de pe stânga, Dodon, Usată și alții, cu privire la vectorul estic, și mai puțin retorică din partea celor din dreapta. Mă refeream la Plahotniuc, la toți aliații lor, care sub flamurile europene ne furau împreună zi și noapte. Iată care a fost mesajul meu. Mai puțin retorică, mai multe fapte. Iar în ce privește acordul de asociere, integrarea noastră în Uniunea Europeană este un obiectiv pe care trebuia de mult să-l realizăm dacă am fi avut niște guvernări responsabile. Ceea ce îmi propun eu, să facem cât mai mult de la nivelul Chișinăului, astfel încât să accedem la fonduri europene, la fonduri românești, astfel încât cetățenii Chișinăului și a suburbilor să aibă o viață mult mai calitativă decât o au în momentul de față. Așa, mergem mai departe, domnule Ceban, haideți să urmărim imaginile. Ziua de astăzi noi vom ține minte foarte bine și pe protagoniștii acestei zile tot îi vom ține minte. Și pe Ghimbu, și pe Filat, și pe Plahotniuc, și pe Lupu, și pe Dodon, și pe Greceane, și pe mulți alții îi vom ține minte și ne vom aduce de ei aminte pe 1 mai împreună cu dumneavoastră. Jos Alianța! Când ați fost sincer? Când ați strigat jos Dodon, jos Plahotniuc, jos Lupu, jos Greceanei sau acum când sunteți alături de domnii Dodon și Greceanei? Stimată domnul Bogză, eu am explicat nu odată esența celor care le aveți în imagine. Eu am plecat în PSRM atunci după domnul Dodon și după doamna Greceană, pe cont propriu, pe risc politic foarte mare pentru că partidul era la început. Domnul Dodon, ca și președinte, a știut să strângă o echipă foarte mare. Mulți au fost care au criticat, de exemplu, și doamna Vlah, dar până la urmă ne-am regăsit într-o echipă care face foarte multe lucruri bune la momentul de față, atât la nivel de municipiu, încearcă domnul președinte să facă și la nivel de țară undeva, ne reușește undeva mai puțin, dar suntem siguri că o să facem mai mult. Da. Ce ați avut atunci împotriva lui Igor Dodon? Noastră știți foarte bine cum au fost evoluțiile în PCRM, cum dintr-o parte în alta bătea vântul în politica domnului Voronin. De asta eu cred că eu nu mi-am schimbat din punct de vedere a opțiunilor pe care le împărtășesc. Deci caracter social a politicilor și tot așa mai departe. Da, așa da. În acest moment propun să discutăm despre problemele cu care se confruntă capitala. Astăzi sper să reușim să vorbim un pic despre transport public, înlocuirea microbuzelor și despre deșeuri. Aveți la fiecare dintre aceste teme câte 2 minute pentru a răspunde, deci mai mult decât de obicei. În acest moment aș vrea totuși să vedem transportul public din oraș, care necesită intervenții rapide. Ați văzut anterior și subiectele realizate de către colegii de la Radio Europa Liberă,
cât de prost stăm la acest capitol, se știe și fără acele subiecte, pentru că se vede ce circulă prin acest oraș. Așadar, domnule Ceban. Da, o să-mi răspundă domnul Năstase. O să vă răspundă atunci când vom ajunge la runda de discuții între domniile voastre și imediat suntem avem acolo. Și așa ceva plan. Sigur că da. Domnule Ceban, vreau să vă rog foarte mult să-mi spuneți foarte clar ce veți face în ceea ce privește îmbunătățirea situației în transportul public, dar asta presupune foarte clar ce anume, cu ce bani, în cât timp. Mulțumesc. Deci, în ceea ce îmi propun eu este cel puțin 85 de unități noi de transport, asta ar însemna 50 de autobuse noi. Pentru o bună parte din aceste deja bani sunt planificați în bugetul municipal, pentru altele vom contracta resursele financiare care sunt disponibile prin instrumentele financiare, începând de la țări și finalizând cu instituții internaționale. Este o decizie a CMC, la inițiativa mea aprobată în Consiliul Municipal, de procurarea a 50 de autobuse noi, asamblarea troleibuselor se va face 20 de troleibuse noi pentru anul curent și încă 15 pentru anul următor. Vreau să vă spun că cu prioritate trebuie să dăm transportului public, iar cu cei din maxi taxi, acolo e altă întrebare, acolo ne întoarcem și vom vorbi și despre disciplinarea șoferilor de maxi taxi care creează probleme la trafic. Dar ceea ce am vrut ca să vă rog să-mi spuneți foarte clar, cât va costa acest proiect despre care vorbiți și când va fi finalizat? Pentru că avem un an la dispoziție. La momentul de față avem 72 de milioane de lei planificate pentru asamblarea troleibuselor la Chișinău. Acest lucru ne permite să asamblăm 20 de troleibuse noi și avem planificate 30 și ceva de milioane ca și garanții care poate servi pentru instituțiile financiare internaționale, dar și pentru țări, de exemplu, dacă ar fi Belarus în continuare să cooperăm cu ei, pentru procurarea 50 de autobuse noi, eșalonat. În timp? 2 ani de zile. 2 ani. În 2 ani. Deci dacă veți ajunge primar... Da, plus că există și acest lucru care ține în mijlocii de conectarea suburbiilor cu municipiul Chișinău. Ați văzut înțelegerea pe care am avut-o, pe care doamna Radu după asta a promovat-o, este vorba despre electrobusul care a venit la Chișinău. Este un alt model de transport bun. Și trebuie să examinăm și această posibilitate. Sunt condiții foarte bune la care putem să avem parte. Deci treptat trebuie să schimbăm. Trebuie să înțelegem că avem 126 de autobuse care sunt vechite, 16 ani este media acestor autobuse și aproximativ un parcurs de 1 milion de kilometri per fiecare. Cu troleibusele stăm mai bine, avem peste 300 de unități, dar am avea nevoie pentru a acoperi necesitățile municipiului și a suburbiilor la momentul de față, încă aproximativ de 75 de troleibuse noi și încă 200 de autobuse. Deci, am ajuns la 15 minute, domnul Ceban a ajuns la 15 minute, aceeași întrebare, domnule Năstase. Două minute. Întâi de toate, avem nevoie de o analiză foarte și foarte minuțioasă, un audit foarte minuțios în ce privește activitatea regiei de transport electric și a parcului urban de autobuse. Pentru că ce se întâmplă în momentul de față acolo este inadmisibil. Se cunosc pierderi multe. În al doilea rând, vom asigura completarea parcului de autobuse și de troleibuse și vom milita în permanență pentru transport ecologic. 360 și ceva de troleibuse în momentul de față și 120 și ceva de autobuse sunt insuficiente și sunt foarte, foarte învechite. Ne propunem să modernizăm parcul de autobuse, să eficientizăm activitatea parcul de autobuse și a regiei de transport electric. Vom suplimenta numărul acestor unități, vom asigura ordine în domeniul transportului public și mă refer și la cel mare și la cel mic și mă refer și la microbuze, dar despre asta vom vorbi mai târziu. Vom face tot posibilul ca drumul pe care îl parcurgem noi cu transportul, iar aici trebuie să o facem în complexitate cu reparația drumurilor, cu trasarea anumitor linii speciale pentru transportul public, să facem așa încât să ajungem dintr-un capăt al orașului nostru până în alt capăt al orașului, într-un termen, de ce nu, înjumătățiți așa cum se întâmplă în străinătate. Vom amenaja cât se poate de bine stațiile pentru autobuse și troleibuse, le vom dota cu panouri electronice și... Sigur că acum trebuie să vorbim despre programul de un an, nu de 2, nu de 3, exact. Nu de 5, nu de 10, cât pentru timp că și cât e ușor a scrie versul că nimic nu aia spune. Dar în timp de un an de zile am putea să ajungem să avem niște panouri electronice și de ce nu să implementăm, așa cum s-a întâmplat la Cluj, Oradea sau în alte orașe importante din România, etichetul. Dar despre asta bănuiesc că mai avem timp. Sau nu. Mai aveți 20 de secunde. Da. Mai aveți. Deci
Asta va fi, vom crea condiții pentru introducerea graduală a unui transport alternativ mai bun, mai calitativ, mai eficient, care ar fi în beneficiul tuturor locuitorilor. Ați făcut un calcul. Cât costă acest proiect masiv despre care vorbiți? Ceea ce am calculat și am discutat cu oamenii de la Regia de Transport Electric și la Parcul de Autobuse este că cele 400 de milioane acordate în momentul de față drept subvenții pentru, pe de o parte, 250 de milioane într-o parte și 150 de milioane în altă parte, sunt insuficiente pentru a moderniza și a suplimenta numărul acestor mijloace de transport. Iată de ce avem nevoie de o analiză minuțioasă, iar resursele pe care vrem să le acumulăm pentru a mări numărul de autobuse, le avem și putem vorbi despre asta la alt capitol. Cum stăm cu timpul? Pentru că domnul Năstase are mai puțin. Păi. 14.56, domnul Cevan. 13.34, domnul Năstase. Înseamnă că, da, este, dumneavoastră aveți mai puțin timp, domnule Năstase. În acest moment dau start acelei runde de discuții despre care vorbeam la începutul emisiunii. Aveți la dispoziție 4 minute fiecare. Vă rog foarte mult să răspundeți la întrebările contracandidatului. Vă rog foarte mult să vorbiți pe cât posibil, pe rând, ca să ne înțelegem. În cazul în care unul dintre invitați intervine peste discursul celuilalt, cel care a fost întrerupt în acel moment, cronometrul acestuia se va opri și își va putea continua discursul în momentul în care va fi lăsat de contracandidat. Haideți să încercăm să ne auzim unii pe alții, să vorbim pe rând. Ați avut o întrebare, domnule Năstase, vă rog să răspundeți la această întrebare. Eu pot întrebare. Să fac o mică specificare. Vă rog, din acest moment, 4 minute fiecare. Da. Doamna Lorena Bob, haideți să stabilim niște reguli în această emisiune sau în această dezbatere. Exact asta am făcut. Pentru că se creează impresia că unul dintre candidați vrea să impună un ton. Am primit o întrebare și vreau să-i dau un răspuns. E posibil? Este posibil. Domnul Cevan avea o precizare de făcut. O precizare din timpul meu. La aceeași întrebare, nu este altă întrebare. Și vă rog foarte mult să luați în calcul faptul că aveți 4 minute și pentru întrebări, și pentru răspunsuri, și pentru precizări. Am înțeles. Deci, repet, este clădirea Patrimoniu Național, 175 inclusă în lista monumentelor de arhitectură național. Și vreau să văd decizia CEDO la care a făcut referință domnul Năstase, domnul Vasile Năstase și întreaga platformă astăzi care a ieșit cu pancarte pe care scria că deciziile CEDO se execută, nu se interpretează. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Vreau să vă asigur că tot ce am făcut eu, familia mea, în viața mea, este impecabil. Am respectat legea, am respectat bunul simț. Astăzi nu este vorba despre fratele meu sau despre societatea Glasul Națiunii, prima revistă geografiei latină din Republica Moldova, care a fost atacată de-a lungul timpului și de comuniști și de oligarhi. Și iată, aceeași retorică care a fost folosită în campania prezidențială este folosită și astăzi. Ceea ce vreau să vă spun și aici vreau să pun punct acestei inepții, acestor calomnii, acestor denigrări la adresa mea și a familiei mele, este că pe baza unei comunicări la CEDO, pentru că acolo ne-am adresat pentru a executa o hotărâre judecătorească pe care autoritățile nu vreau să o execute, am obținut înregistrarea dreptului de proprietate acestui imobil, care a fost îngrijit de-a lungul timpului, impecabil, spre deosebire de, iată ce se întâmplă astăzi în oraș cu lucrurile de patrimoniu. Iată comunicarea mea, comunicarea noastră cu CEDO, rețineți? Eu nu am nevoie, arătați publicului, ce scrie aici? Uitați-vă, Glasul Națiunii, uitați-vă aici, Glasul Națiunii împotriva Republicii Moldova, Curtea Europeană. Arătați cum se cade. Doamna Bogza, pot să nu fi întrerupt, pentru că altfel o să-i dau timp să vorbească și apoi eu să revin. Eu tot aici o să mă întorc la legalitate, la stat de drept, la democrație și libertate de exprimare. Repet, o comunicare a noastră cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe baza căreia Glasul Națiunii, prima revistă cu grafie latină din Republica Moldova, și-a adjudecat dreptul de proprietate, iar aici este corespondența noastră cu CEDO, în care, domnule Cebanu, vă rog să citiți acest fragment, pentru că este important să vă documentați. Vă rog din suflet. Și dacă puteți să-l citiți și telespectatorilor noștri. Vă rog. Puteți? Eu acuși am să citesc decizia CEDO. Bine. Acesta este răspunsul. A fost o întrebare. Acum, în acest moment, dacă... Eu vreau să citesc. Dar uitați-vă ce se întâmplă cu alte bunuri să urmărim care, timpul. Sub guvernare oligarhică și socialistă, iată așa ajung bunurile noastre din patrimoniul municipal. Iată, asta este guvernarea lor, iată este gospodărirea noastră. Să urmărim timpul, să fim atenți, nu cumva să scăpăm din vedere faptul că avem la dispoziție aici
un anumit timp. Vă rog. Eu încă o întrebare de precizare. Dumneavoastră, puteți să-mi spuneți că acest edificiu a fost privatizat? Doamna Bogdan, n-am să pierd timpul să răspund de 100 de ori la aceeași întrebare. Aici s-a răspuns, acum o precizare vreau foarte mult să fac. În acest moment, domnul Năstase, trebuie să-i adresezi o întrebare domnului Ceban. După aceea, dacă mai aveți de făcut precizări, vă rog să le faceți. Domnule Năstase. Întrebările au venit de la cetățenii noștri. Aș vrea să știu cum e să schimb destinația unor bunuri în orașul Chișinău ca orașul Chișinău să rateze zeci de milioane de euro. Și aceste informații, aceste deconspirări au venit nu de la mine, au venit de la societatea civilă în cazul Mircea cel Bătrân 21-25/1. Astăzi domnul Văznoi ne-a confirmat acest lucru. Și a doua situație a venit de la strada Belinski 4, pe care ar trebui să le explice cei care au profanat tot ce înseamnă bunul public, l-au furat și au făcut scheme împreună cu mafia imobiliară din Chișinău. Domnule Ceban. Eu nu am ce să comentez aici. Noi am discutat asta în detaliu la acea dezbatere pe care am avut-o. I-am arătat toate documentele domnului Năstase. Dumnezeu, pur și simplu, nu prea înțelege relațiile în general. El mi-a acuzat de furturi funciare. N-a putut arăta nicio dovadă a faptului. De arendă, nicio dovadă a faptului. De multe alte lucruri. Nu poate arăta, pentru că nu sunt. Acum eu vreau să vă citesc ce scrie... Ca să nu deviem de la subiect. Vă rog. Totuși, nu avem dreptul să devenim de la subiect. Vă rog să explicați cazul Mircea cel Bătrân 21-25/1 și strada Belinski 4. Explicați-o în detaliu cum s-a produs această ilegalitate, aceste ilegalități. V-am spus că din R6, care este în C4, s-a schimbat. Deci din zonă multietajată s-a schimbat în centru comercial. Este proprietate privată acolo. Nu văd ce aveți dumneavoastră împotrivă. Cât a ratat municipiul Chișinău, bugetul municipiului Chișinău de pe urma acestor două afaceri. Cât a ratat? Care afaceri? Dumneavoastră proprietate privată? Schimbarea de destinație dintr-o destinație în alta. Domnule Năstase, dumneavoastră idei nu aveți despre ce vorbiți. Bine. Eu vă sincer vă Atunci spun. Eu am să invit procurorii să se ocupe de asta, dar dacă nu se ocupă până la alegerile parlamentare, se vor ocupa după. Atunci. Vreau să văd fiecare candidat cât are din timpul pe care l-am acordat cele 4 minute. Eu vreau să citesc din timpul meu. Domnul Ceban, 13.42? 10.28. Domnul Năstase, diferența este destul de mare. Domnule Ceban, dumneavoastră din acest timp mai aveți, vă rog foarte mult să-l folosiți. Deci, a fost privatizat ilegal un bun public și domnul Năstase știe foarte bine, pentru că în articolul 13 din legea cu privire la administrarea și deetatizarea proprietății publice, scrie în felul următor. Bunurile nepasibile de privatizare sunt obiectivele care fac parte din patrimoniul cultural național înscris în Registrul Monumentelor Republicii Moldova, ocrotite de stat, cu excepția celor stabilite de lege. Asta este primul lucru. A doilea lucru, dar într-adevăr ei s-au adresat la CEDO, numai că au scos cererea de pe rol de la CEDO, în lumina celor de mai sus, curtea conchide că partea reclamantă nu dorește continuarea cauzei sale în acest sens. Deci, cererea este scoasă de pe rol. Nu există nicio decizie CEDO, domnule Năstase. Nu mințiți oamenii și eu cred că în acest sens, până la urmă, nu puteți vorbi nici despre integritate, nu puteți vorbi despre multe alte lucruri, despre faptul că o să întoarceți privatizările ilicite. O să întoarceți acest bun municipalitate. Doamne Bogza. Acolo astăzi se află sediul partidului dumneavoastră. Stimați prieteni, în toată această perioadă, începând din 2016 încoace, când am fost în campania prezidențială, aceeași retorică a fost folosită de către Plahotniuc și iată că astăzi este repetată cu lux de amănunte de acest CEDO, arătați-o, vă rog. În momentul de față, suntem în posesia acestui imobil pe baza unei comunicări cu CEDO, care a decis nu să scoată de pe rol, pentru că decizia judecătorească a fost executată de către guvern, iar nouă ni s-a propus să continuăm acest lucru și să cerem despăgubiri de la statul Republica Moldova. Iar noi am spus nu. Nu ne interesează să condamnăm Republica Moldova. Ne interesa doar executarea unei hotărâri judecătorești legale, definitive și irrevocabile. Vă mulțumesc. Ați trecut sub 10, domnule Ceban. Eu totuși vreau să văd această decizie. Nu vă supărați. Toată săptămâna asta jurnalul a spus că există decizia CEDO în privința privatizării ilegale acestui bun. Da, este patrimoniul cultural național. Cred că... Și astăzi se află sediul dumneavoastră acolo. Ne oprim aici, doamna, pentru că mai avem... Atât am avut de spus. Ne oprim aici, dar răspunsul candidatului a fost, întrebarea candidatului a fost, în acest moment anunț publicitate și ne întoarcem după pauză.
Am intrat? Acum suntem în legătură cu domnul Vasile Botnaru, director Radio Europa Liberă. Noi, împreună cu colegii de la Europa Liberă, realizăm această emisiune de dezbateri. Domnule Botnaru, bună seara! Vă rog să adresați întrebări candidaților. Începem cu domnul Ceban. Sper să vă și auzim. Nu vă auzim. Avem o problemă de sunet, revenim la domnul Botnaru imediat. Așadar, am câte o întrebare pentru fiecare candidat. Domnule Ceban, conform declarației de venituri, anul trecut ați cheltuit mai mult decât ați câștigat. De unde diferența? Și deputatul Maria Ciobanu vă întreabă în general cum explicați proprietățile dumneavoastră care depășesc cu mult veniturile. Eu am vorbit despre asta nouă dată la emisiunea dumneavoastră. Data trecută. În ceea ce ține de apartamentul în care... Noi am vorbit despre mașină. Acum vorbim în general despre... Am vorbit și despre apartament. Domnul Botnaru știe foarte bine. Eu am trăit pe Zaichen aici. Într-o zi, părinții mei au făcut schimb de imobile prin contracte de vânzare-cumpărare. Și eu stau acum unde stau la Buiucani, dar am stat în centrul capitalei, la casă la sol, cu mai mulți ari de pământ. A venit o construcție peste noi, respectiv, practic am fost forțat pentru că era soția mea în luna nouă. Nu aveam de ales. Ori mi se construia în cap, ori trebuia să plec de acolo. Și atât că am făcut această alegere. Iar eu am trăit acolo din anul 2002 până în 2012. Eu am făcut reparații în casă. Casa aparținea părinților mei încă din anul 82 și cred. Dacă adică toate lucrurile sunt la suprafață. Puteți explica veniturile și cheltuielile. Mă uitam pe declarația noastră de da. Venituri. Domnule Năstase, da. Întrebare. Dacă ajungeți primar, veți candida la parlamentare? Dacă veți candida la parlamentare și veți intra în parlament, ce alegeți? Mandatul de deputat sau cel de primar? Dar foarte clar să răspundeți la această întrebare. Doamna Bogdan, mi-a făcut un program pentru 2018-2000, pentru 5 ani de zile, 2023, și îmi voi respecta angajamentul față de cetățeni în momentul în care îmi vor acorda această încredere. Asta este răspunsul meu. Am venit la primărie nu pentru jumătate de an, voi continua și după. Iar restul, adică nu plecați iar restul sunt speculații ale lui Plahotniuc și Dodon și a candidatului lor. Domnul Botnaru este acum cu noi și sper să-l auzim. Domnule Botnaru, din nou, bună seara! Da, bună seara. Vă rog întrebarea pentru domnul Năstase, pentru că a răspuns ultimul. Domnule Năstase, în momentul în care s-a încheiat turul întâi, panourile publicitare în timpul alegerilor continuau să facă publicitate electorală interzisă prin lege. Și aiena oară vorbim despre această problemă. Cum o rezolvați dumneavoastră când ajungeți în fotoliu de primar? Și mai ales dacă în general aveți de gând să intrați în această zonă care este uneori inestetică și este agresivă și agramată și noi, din păcate, o ocolim, dar mediul ăsta educă viitoarele generații. Mulțumesc foarte mult, domnule Botnaru. Atâta timp cât legislația interzice va fi totul absolut potrivit legii, în momentul de față când vorbiți de panouri publicitare, există și hotărârea CEC-ului care permite acest lucru, dar n-aș vrea să insist aici. M-am plimbat, să spun așa, zilele trecute cu un primar, cel mai bun de primar din România, se pare la momentul de față, domnul Ilie Bolojan, și am identificat foarte bune soluții cu privire la panourile publicitare care fac inestetic orașul nostru. Vom avea și avem în momentul de față în programul nostru soluții foarte bune pentru clarificarea acestei probleme și rezolvarea problemei estetică în Chișinău. Mulțumesc! Da, domnule Botnaru? Da, pentru domnul Ceban vreau să revin totuși la subiectul care e cel mai dezbătut acum, l-am văzut peste tot răspunzând, dar eu totuși insist să, măcar în câteva cuvinte, totuși să explicați când în fața microfonului ați anunțat în Parlament că abandonați Partidul Comuniștilor și să intrați în fracțiunea socialiștilor, ați folosit sintagma din motive obiective și subiective. Dacă ați putea să ne spuneți măcar două motive, pentru că după asta chiar își vreau să pariem în seara asta că dacă nu câștigați la toamnă alegerile cu socialiștii, intrați sau nu în Partidul Democrat. Iată, acum vreau să știu dacă nu o să apară iară niște motive obiective sau subiective care să vă determine să intrați într-un partid care vă va acorda un sprijin mai mare. Noi, la toamnă,
să decide partidul cum o să reprezinte în alegeri. Eu am zis că dacă merg și voi fi ales, dar voi fi ales, nu voi face campanie electorală pentru partid în alegerile parlamentare pentru anul curent. Asta este un. Doi. Dumneavoastră nu veți face, dar vor face ei. Vor face ei. Iată. Și doi, eu vreau să vă amintesc spre diferență, pentru că domnul Năstase, eu chiar am să rog colegii mei acum să arunce video unde spune că va merge pe liste sau va candida la funcția de deputat, chiar dacă ajunge să fie primar. Eu nu-mi propun acest lucru în mod categoric. Eu am plecat din Parlament, dacă știți dumneavoastră foarte bine, ca să mă ocup de primărie. Eu am depus mandatul de parlamentar, care a fost al meu în anul 2015, și am mers să fiu consilier municipal în rând cu toată fracțiunea mea. Și să facem lucruri bune, unele ne-au reușit, repet, altele nu, dar am mers înainte și am demascat, domnul Năstase vorbește de scheme de corupție, dar noi am demascat peste 2000 de scheme de corupție. Asta este. La democrație ajungeți? Nu, nu ajung la democrație. Okay. Dar încă o precizare, sediul Partidului Comuniștilor, că acum, dacă nu mai sunteți prieteni cu Voronin, ați putea spune, a intrat acolo legal, e curată povestea sediului care acum este al democraților. A, nu știu despre ce, care exact? Sediul Partidului Comuniștilor? Nu, acolo, care... acolo a fost un stadion, deci eu cred că acolo există o problemă mult mai mare, dar deja e finalizată construcția. Da, dar e curat acolo, în general, povestea, că ocolit cumva sediul Comuniștilor, care e democrație. Dar ce să ocolesc? Să intru acolo sau ce v-ați dori? Nu, în mod normal, dar cineva promitea că o să-l scoată basma curată pe Voronin. Deci eu tem în tabu cumva. Eu, a fost o tranzacție, de câte știu eu, între ei. Problema este că s-a construit ilegal acel sediu acolo, ținând cont de faptul că a fost un stadion. Eu am jucat fotbal acolo, ca să știți. Și are termen de prescripție? Nu se poate întoarce înapoi dosarul? Mi-ar fi mai complicat, dar cred că ar fi problematic, ținând cont de faptul că există la momentul de față această construcție. Pentru că nu e unica singură. Avem peste 2000 de construcții care sunt problematice în municipiu. Da, asta e senzația mea, că pe Voroni nimeni nu-l atinge, inclusiv cu clădirea istorică pe care într-o noapte a dat dispoziție. Era sigur că foarte greu să o restabilești, cum este foarte greu să restabilești sinagoga. Și toată lumea trece pe lângă această rușine și reproș enorm care stă pe strada Hâncești. Poți să asfaltezi oricât ai asfaltat. Stalingradul ăla acolo. Da, o întrebare legată de municipiu. Ați avea? Asta da, sinagoga face parte din municipiu. Iată foarte multe monumente. Dumneavoastră știți foarte bine că unul din cei pe care i-ați promovat foarte mult la televiziune, Dorin Chertoacă, în această perioadă a reușit peste 90 de monumente de arhitectură din semnătate națională și locală să distrugă. Știți? Eu pe nimeni n-am promovat la televiziune. Eu pe toți i-am întrebat cu lucruri care nu prea au fost plăcute. Da. Domnule Botnaru, mulțumim foarte mult. Dumneavoastră vă promit la fel. Oricine va deveni primar, nu o să scape de întrebările ca ușice. Ne vedem joi seara la ora 21 cu aceiași candidați la o nouă dezbatere. Mulțumim foarte mult. Impresionant această delicatețe cu care vorbește domnul Ceban de stăpânii săi, și de Voronin, și de Dodon, și de Plăcutniu. Chiar impresionant. Vom avea din nou această rundă. Eu vreau pur și simplu să fie clar. Da? Toți hoții. Pe cine l-ați numit Leancă? Criminal l-ați numit. Și face front comun cu dumneavoastră. Chertoacă, care l-ați numit hoțoman de drumul mare, face front comun cu dumneavoastră. Șalaru, care l-ați numit în tot halul și în tot felul, pentru trenuri, pentru drumuri, face front comun cu dumneavoastră, nu cu mine. Toate slugile Partidului Democrat astăzi fac front comun cu dumneavoastră, nu cu mine, domnule Năstase. Cireașa de pe tort este că sunteți susținut de Plahotniuc, care îi... Ce? I-a ghidat de-a lungul timpului pe toți. Cum este susținut? Dați-mi un sprijinul, sprijinul tuturor celor care l-au votat, pe domnul Cădreanu, pe domnul Munteanu, pe ceilalți candidați la... Vă este binevenit și eu vă mulțumesc foarte mult și veți avea respectul și protecția opțiunilor dumneavoastră din partea unui primar a tuturor. Cum stăm cu timpul, vreau să știu. 9 minute, domnul Ceban. 8.30, domnul Năstase, înseamnă că sunteți aproape, foarte bine. După cum spuneam, subiectul microbuze, ne oprim un pic asupra lui pentru 2 minute fiecare de răspuns. Microbuzele,
toată lumea m-a promis că vor fi, la un moment dat, schimbate, scoase de pe rute, pentru că sunt vechi, pentru că deja sunt depășite și pentru că, sigur, vrem un transport civilizat. Spuneți-mi, vă rog, cum disciplinăm șoferii de microbuze, care sunt o problemă la trafic, pentru că nu au stații, opresc unde vrei, la fel și călătorii, roagă, pasagerii la fel, da? Și cum, în cât timp scoatem aceste mijloace de transport? Eu? Da, vă rog. Haideți, așa. Primul lucru este foarte important să acordăm prioritate transportului public. De asta am zis că vom procura mai multe unități de transport public, inclusiv autobuse și troleibuse, nu? Dar și electrobuse. În ceea ce ține de transportul de pasageri de capacitate mică, trebuie să vedem cum putem să transferăm aceste servicii către acei prestatori de servicii care sunt gata astăzi să preia, să aducă mașini mai noi, de capacitate medie, astfel diminuând numărul microbuselor în municipalitate. Și acest lucru va fi posibil doar prin contracte pe termen lung, cu garanții foarte clare din partea municipalității. Pentru că dacă ne dezicem astăzi de maxi-taxi sau cum le spunem rutiere, atunci avem o problemă mare, pentru că nu acoperă cu regret. Absolut. În ultima perioadă au fost cedate foarte multe rute, inclusiv municipale. Deci trebuie să întoarcem rutele municipale profitabile în spațiul public, autobuselor și troleibuselor. Doi, trebuie să asigurăm că aceste mașini să fie securizate din toate punctele de vedere. Marea majoritatea lor sunt reasamblate. Deci nu corespund tehnicii și standardelor de utilitate. Iar în instanță finală, deci am zis că trebuie să ajungem la aceste contracte pe termen lung. Eu aș pleda ca această chestiune să fie temporar rezolvată. Ce trebuie să facem la momentul de față, în mod imediat, este să readucem acele rute care au fost eliminate. Au fost eliminate pentru că cineva a vrut să fie în câștig de cauză. Și cel mai important lucru este ca să fixăm acest orar conform obligațiunilor contractuale, pentru că mare majoritatea lor au în contractele lor, inclusiv cei care circulă în suburbii, până la 22:30, până la 23. Și am discutat acest lucru și cu primarii de suburbii acum și cu mulți alți oameni și noi vom obliga, dacă nu, atunci le vom retrage licența și să vină cel care poate să presteze aceste servicii. În cât timp? În cât timp? Da, în cât timp se va orarul face acest sau schimbarea? Transfer? Se va trece de la microbuze spre un transport civilizat în oraș. Cam cât deci, timp am zis, estimați? Dacă putem să aducem în 2 ani de zile suficiente unități de transport, deci ne-ar lua de la 3 la 5 ani de zile ca să eliminăm microbuzele. Ca să eliminăm aceste microbuze. Domnul Năstase zâmbește. Eu înțeleg de ce zâmbește, pentru că dumnealui puțin cunoaște din acest domeniu. Iată, pentru că a fost întrebat și astăzi referitor la subiect. Noi ne-am dorit mai repede să facem aceste lucruri, dar trebuie să fim obiectivi, trebuie să abordăm subiectele profesionist și nu populist. Așa. Domnule Năstase, aceeași întrebare. Am spus ceva mai înainte când vorbeam despre transportul public, vom face ordine și regulă și în transportul privat, vorbim aici despre microbuze, dar și taxiuri, stabilim niște reguli foarte și foarte clare, atât pentru posesorii de autobuse și de microbuze și taxiuri, dar și pentru cei care activează acolo, să le asigurăm oamenilor mai bună calitate în transportul de asemenea privat, la fel cum am spus-o și în transportul public. N-aș vrea să intru în mai multe amănunte, pentru că este nevoie de o analiză profundă, de văzut care este alternativa acestui transport și alternativa rămâne a fi totuși majorarea numărului sau mărirea numărului de transport electric, ecologic, calitativ, de mare amploare, dar să ținem cont că există totuși locuri pe unde nu pot trece transportul mare și atunci trebuie să rămânem o perioadă de timp cu acest transport pe care o să-l alternizăm ceva mai, într-o perioadă mult mai îndelungată decât mi se pare la prima vedere. Dar în cât timp? În timp. Păi, am spus, vom face o analiză foarte și foarte amplă, adică eu nu mă pot arunca cu cifre în vânt așa cum o fac cu contracandidații mei. Vom face o analiză atât la nivelul transportului public cât și la nivelul transportului privat. De ce insist pe acest timp? Pentru că unul dintre domniile voastre va deveni primar. Da, și vrem să știm foarte clar. Graficul de muncă este acesta, de promisiuni este acesta, da. Și vrem să vedem peste cât timp dacă își respectă sau nu această promisiune. Da. Din acest motiv voiam foarte clar să știm ce soluție există și în cât timp și de unde bani. Eu nu mă arunc, domnul Năstase, cu cifre. Este strategie de transport în municipiul Chișinău. Acum se lucrează la caietul de sarcini privind
schema de încadrare a transportului și noi cunoaștem toate aceste lucruri în detaliu. De asta eu vă spun cu date, cifre concrete, iar dumneavoastră mai aveți nevoie de analize suplimentare care deja sunt făcute. Stimată doamnă, strategii, planuri, plan urbanistic general îl avem din 2007 și tot îl reactualizează, reactualizează și nu mai fac. Eu sunt omul cuvântului și vreau să fac analiză înainte de a mă da cu părerea. Mulțumesc! În acest moment vreau să vedem ce întrebări au alegătorii către domniile voastre. Am o mică datorie față de domnul Cebanu, dacă se poate. Sau încă nu. Se poate în momentul în care veți avea acea rundă, cu siguranță. Datoria o să o dați. Acum să vedem întrebarea pentru domnul Năstase. Domnul Năstase, cum aveți de gând soluționați problemele din grădinițele municipiului Chișinău? În primul rând că sunt supraaglomerate și în a doilea rând probleme legate de alimentație. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Să știți că există cele două dimensiuni. Ceea ce a început la primăria Chișinău și a făcut acest lucru Ruslan Codreanu prin digitalizarea înscrierilor la grădiniță va fi continuat. În ceea ce privește alimentația copiilor, care astăzi constituie 21-22 lei, ea trebuie suplimentată și ne propunem să ajungem la cel puțin 40 de lei în următoarea perioadă, de unele resurse din anularea sau de încetarea tuturor schemelor imobiliare în care sunt implicați actualii consilieri, fracțiunea socialistă Ivan Ceban, din interzicerea acestor scheme cu achizițiile publice trucate, de pe urma cărora suferă copiii noștri. Iată, vom face ordine, vom elimina corupția, haosul și vom implementa o viziune foarte clară și în aceste domenii. Vă mulțumesc. Domnule Năstase, mai am încă o precizare. În acest moment scrie cineva pe Facebook ce soluție se propune pentru a mări cât de cât suma alocată pentru a oferi mâncare copiilor la grădiniță, care în acest moment este de 4,50 lei pentru o masă, 18 lei pe zi. Da, plus, am spus de 22, plus TVA și așa mai departe. Da, am spus, suplimentarea acestor sume, veniturile se vor acumula din eliminarea tuturor schemelor prin care se fură banul public și a umbla la achizițiile publice acolo unde se fură ca în codru. Se știe foarte bine, după rapoartele Expert Group și altor organizații non-guvernamentale, partidele politice aflate astăzi la guvernare se hrănesc din achizițiile publice la nivel local și central. Domnule Ceban? Da, eu poate aș adăuga aici, domnul Năstase tot nu cunoaște, începând cu tichetarea electronică, care este proiectul nostru și care din septembrie trebuie să lucreze. Doi, în ceea ce ține de achiziții publice, este ideea mea personală și astăzi, cu regret, nu se implementează de toate subdiviziunile în actuala administrație. Tot să găsiți proiectul de decizii. De la 15 februarie, toți absolut trebuie să treacă la achiziții publice electronice de valoare mică. Iată, pentru că astfel este reglementat la momentul de față de către legislație. Eu chiar am zis că din prima săptămână voi dispune ca absolut toate instituțiile, toate întreprinderile municipale să treacă la această procedură de achiziții publice electronice. Pentru că am demonstrat că putem economisi 25-30% din sumele în această privință. Așa. În ceea ce ține de grădinițe, avem peste 80-90 de grădinițe în plan să le reabilităm capital sau parțial. În ceea ce ține de alimentare am vorbit, avem foarte multe soluții referitor la eficientizarea înscrierii online și regionalizarea, pentru că copiii din sector nu pot ajunge să aibă loc în grădiniță și să rezolvăm problema cu cei care sunt cu vârsta de până la 3 ani. Pentru că nu s-a construit nicio grădiniță nouă în această perioadă. Exact, și copiii sunt tot mai mulți, dar deopotrivă grădinițe se închid. Mai există ultima chestiune pe care vreau să spun la capitolul grădinițe, ține nemijlocit de parteneriatul public-privat. Pentru acele blocuri care se dau în exploatare, să existe la primul etaj 20-40 de copii garanții. Este o practică folosită foarte des atât peste hotare în Europa, cât și în statele CSI. Iar municipalitatea să preia aceste întrebare de la cineva pe Facebook. De ce, în consilier socialist, nu ați făcut nimic pentru a majora totuși această sumă alocată pentru hrana copiilor? Ba da, eu am câteva demersuri în această privință și nu este adevărat că nu a fost majorată. Că nu este suficient, este adevărat. Dar am solicitat în repetate rânduri și eu pot prezenta public aceste demersuri, dacă vreți. Mai mult! Da. Da. Să vedem întrebarea pentru domnul Ceban, la care la fel aș dori ulterior să răspundă și domnul Stas. La aceeași întrebare era și cu privire la alte chestiuni, de cine l-a făcut până acum, dacă tot a fost la primărie. Să vedem întrebarea pentru domnul Ceban.
Da, de ce aveți atâtea panouri în tot orașul? E o modalitate de a ne promova, este o modalitate clasică, atât. Așa, această întrebare nu eu pot adresa și domnului Năstase, nu, sau pot? Vă pot spune nu știu eu. Câte panouri aveți, să vă spun sincer, nu știu dacă... Nu, este important să știm că campania făcută de denigrare, de manipulare, de intoxicare opiniei publice în Chișinău, în această campanie, a costat foarte scump pe Ion Ceban, iar în ultima perioadă de timp doar aceste panouri denigratoare, în care a fost folosită și un slogan furat, fără frică, el știe de la cine. Diferența dintre noi și ei sunt că noi am cheltuit 5 lei, iar ei au cheltuit 25, deci de 5 ori mai mult, iar doar în primele 3 zile ale după turul întâi, ei au cheltuit mai mult numai pentru aceste billboard-uri rușinoase, cât am cheltuit eu în prima parte a campaniei. Iată pe unde se duc banii furați de la dumneavoastră, stimați cetățeni, stimați locuitori aici. Folosiți-vă timpul. Iată, asta este raportul Promolex. Permiteți-mi să fac și eu. Între noi și dumneavoastră, domnul Năstase, că noi declarăm toate cheltuielile public. Noi nu călcăm legislația dumneavoastră, știți că, ca jurist. Întrebarea este de unde sunt banii, din Bahamas, de la Moscova sau din miliardul furat? Astea sunt trei opțiuni de la care un răspuns de la dumneavoastră. Banii sunt toți declarați, toate rapoartele sunt la ce? De unde dumneavoastră aveți acești bani? Și la aceeași întrebare pot să vă pun, domnule Năstase. Vă puteți verifica? Unde aveți 24 de proprietăți și tot așa mai departe? Le aveți declarate pe site-ul la CEC. Da? Răspundeți. Da. Stimată doamnă, întrucât în spațiu public s-a făcut atâta tam-tam pe declarația mea de venit și pe toate proprietățile și pe această retorică mincinoasă a Partidului Democrat insistă și Partidul și socialiștilor și Ivan Ceban, am să vă prezint, în ultimii 3 ani de zile. Iată, vezi declarația mea de venit aici. Corect. O am aici, domnule. Mulțumesc, doamna Lorina Bogza. Iată, în această declarație... O am aici și pe domnului Ceban. Foarte bine. Perfect. Aveți declarația de venituri a mea, în care nu veți găsi niciodată 11 case, retorică imobile, mincinoasă, retorică mincinoasă... Imobile, domnule Năstase, imobile, sunt 11 sau nu sunt? Doamna Bogza, pot să vorbesc? Și 12 terenuri. Pot să vorbesc? Deci, retorica mincinoasă preluată de la Plahotniuc și Publica ADC, TV, pardon, a fost că eu aș avea 11 case, stimați imobile. Telespectatori. Uitați-vă, iată care sunt casele mele. Iată casa pe care eu mi-am construit-o după 12 ani de trăit în cămin. Iată casa mea părintească. Vă rog să se uite aici toată lumea. Casa mea părintească, casa mare a mamei mele. Iată un alt imobil cu număr cadastral. La Pelenești, Mândrești, casa în care eu m-am născut. Uitați-vă aici, una dintre ele. Aveți aici beciu construit în 65. Iată, aveți aici o căsoiță, să spunem așa, o casă și un șopron în care ținem cărbunii, aici în departe, într-o suburbie. Iată, astea sunt casele mele, stimați telespectatori. Iar asta este un șopron în care țin găinile, soclii mei. Aici este molda. Iată, aici este un garaj. Iată, astea sunt toate imobilele mele. Și, dacă vreți, pe ultima 100 de metri am să spun, iată, noi aici ținem găinile de la Mândrești și are numărul cadastral indicat în declarația de venituri și aici este căsoița, așa îi spunem noi la Mândrești, unde mama mea coace pâine. Iată, tot acest mit se ruinează în momentul în care presa vine și caută aceste imobile pe care la televizor ne vorbește de 11, iar de fiecare dată ne arată doar unul. Iar cât privește imobil în Germania, nu am. Familia mea, la fel ca și 300.000 de familii din această țară, alungați acolo de corupție, sărăcie și mizerie adusă de Dodon, Ceban, Plahotniuc și alții, trăiește la gazdă. Da, Mercedes de 70.000 de euro, de unde aveți? Fals. Dar cât costă? Uitați-vă la mine cât în declarație costă? De venit și o să vedeți că nu am niciun Mercedes. L-ați vândut cu 35.000 de euro, dar dumneavoastră nu aveți niciun venit în ultima perioadă declarat. Din ce trăiți? Ați spus că din indemnizația copiilor. Este adevărat? Dacă este cineva care să dea socoteală publicului, este cel care n-a lipsit într-o zi pe ultimii 10 ani de zile în funcții la stat. Eu să vă întreb, dumneavoastră, eu am o funcție liberală, eu am o meserie liberală care îmi poate permite să-mi fac tot ce consider eu de cuvință și nu am datoria nimeni să dau cuiva socoteală. El ar trebui să declare de unde are venit, lucrând toată viața la stat. Atât. Eu le declar, domnul Năstase. Declarațiile de unde lucrați acum? Ați arătat că sunt nu lucrați nici... platforme de unitate și adică. Dar n-aveți niciun venit în ultimii câțiva ani, 4 sau câți? Electoral. Da. Și din care... Ok. Și câte impozite ați plătit la verificați stat? Verificați dacă... Și vă spun o chestie. Dacă în toată această perioadă aș fi avut măcar un capăt de ață luat contrar legii, credeți-mă, cu toată justiția lui Plahotniuc și controlată și de Dodon în momentul de față, publicitate, aș fi fost la pușcărie și nu în fața
oamenilor de bună credință din această țară. Ne întoarcem. Publicitate, publicitate. Ne-am întors în studio, deja continuăm, suntem pe ultima parte a emisiunii. Runda de discuții între domniile voastre tocmai s-a încheiat, dar domnul Ceban a vrut o precizare. Domnia sa are 3 minute 26. Declarația dumneavoastră de avere, domnul Năstase, 156 de metri, nu știu ce fel de poiețică e asta, 159 de metri pătrați, nu știu ce fel de poiețică e asta, 76,80 de metri pătrați, nu știu ce fel de poiețică e asta, 64,10 metri pătrați, nu știu ce fel de poiețică, apartamentul de 41 de metri pătrați, cred că tot poiețică nu este. Acum mă uit la ceea ce ați declarat e de la dumneavoastră. Da, mașina de 35.000 de euro care ați vândut, un auto Mercedes S-Class, dumneavoastră știți ce înseamnă S-Class, și dumneavoastră nu aveți niciun venit declarat la stat, domnul Năstase, ultima perioadă, ultimii 4 ani de zile. Din ce trăiți? Nu 4. Da, câți? 3? 3. Din 2015, când am fost ales președinte al platformei de... Dar din ce trăiți? Din tot ce am făcut eu pe perioada în care am profesat o profesiune liberală, spre deosebire de cel care stă în fața mea, n-a fost niciodată în spațiu privat, doar a făcut politică. Întrebarea mea este, ce ați făcut, domnule Ciobanu, dacă n-ați făcut politică și administrație păguboasă în detrimentul cetățenilor? Ce ați făcut? Eu fac avocatură, eu sunt activist civic. Ce ați făcut dumneavoastră? Domnule Năstase, doar pentru faptul că am creat 82 de centre pentru copii și tineri, da, în perioada în care am fost viceministru, deja cred că nu este... Cel puțin pot să mă mândresc cu acest lucru. De la Articol, da, și termin cu multe altele. Chiar eu de discutat economic cu Articol. Vom discuta și despre asta, dar când vom avea procuratura liberă și o justiție liberă. Adică sunteți, doamna, contra tinerilor și copiilor. Iată, un model de manipulare. Doamna Bogza, în același context însă, atunci când eu, și aici eu vă înmânez dumneavoastră aceste imagini, cu toate numerele cadastrale pe care le găsiți, nu dumneavoastră, eu transmit, nu vă supărați, cu toate numerele cadastrale indicate în declarație de venituri, dar acum să facem un mic exercițiu, stimată doamnă și stimați telespectatori. Mai aveți 25, atât, domnule Năstase? Uitați-vă aici, proletarii milionari. Iată, ăsta este imobilul lui Dodon, care lucrează la stat și vă fură pe dumneavoastră. Iată aici imobilul lui deputatului Țurcanu. Iată, ăsta este imobilul lui, care lucrează la stat toată viața. Iată aici aveți a familiei Ceban, pe care chipurile a vândut și s-a cumpărat apartament. Foarte frumos. Iată, în această casă locuiește Zinaida Greceanei. Da? Iată, ăștia sunt proletarii. Iată aici este casa lui Constantin Țurcan, consilier PSRM, în preajma lui Plahotniuc. În casa albă lui Plahotniuc. Iată o construcție impunătoare a lui Mudreac. Iată și iarăși proletarul socialist. Iată, ăsta este sediul PSRM. Uitați-vă, ăsta este sediul PSRM, da, care aparține unui fruntaș al PSRM-ului cu 800 de metri, se pare că sunt acolo. Dar nu asta dar este nu important. Este patrimoniul important cultural este național. Că în Republica Moldova, de o vreme încoace, cineva a pus mâna pe prăjină. Și în această prăjină duce manipularea, minciuna și intoxicarea spațiului public. Domnule Năstase, mai puțin. Asta vreau să domnule spun. Năstase, aveți încredere? De 30 de secunde. Da, mulțumesc. Eu am o propunere. Haideți să facem în felul următor. Chemăm jurnaliști la mine acasă și la dumneavoastră acasă. Vreți? De acord. Eu i-am chemat în 2015. Dumneavoastră când nu facem? Mai aveți timp, domnule Năstase. I-am chemat în 2015 când am intrat în politică. Domnule, de toată lumea. Inclusiv, inclusiv toată justiția. Dacă aș avea ceva măcar ilegal... Când mergem la dumneavoastră și mergeți la mine. De tine nu te chem în casa mea niciodată. Domnule Ceban, bine, fără continuăm mine, discuția. Toată presa este liberă să vină la mine acasă și am să o servesc și cu cafea și cu tot ce am mai bun când acasă. Spuneți, mâine e posibil? 10 secunde v-au rămas. Da. Domnule Ceban, continuăm noi discuția pentru că mai aveți 2 minute și ceva. Cu mare drag, continuăm. 2 minute și ceva. Am vrut să vă mai întreb încă un lucru, pentru că tot e aici notat. Totuși, de ce socialiștii au asigurat quorumul la ședința CMC-ului, lucru care a făcut posibilă numirea Silviei Radu prin decizia lui Grozavu în calitate de viceprimar? Domn Bogza, e tema atât de bătută, n-au înțeles nimic la doamna Murare, a fost domnul Bolea, a fost domnul Cașu. Sunt niște tertipuri juridici care s-au interpretat. Există decizie. Decizia este a domnului Grozavu din numire în funcție, foarte corect, clar, a interimatului funcției de către primar general Silvia Radu. Și doar nu numește vice-directorul ProTV un director general. Domnule, eu am să fac o precizare. Dacă nu se asigura quorumul și nu era respinsă această candidatură de două ori de către Consiliu, domnul Grozavu nu o putea numi. Nu este adevărat. E cum? Așa. Dar cum este adevărat? Deci,
ca să o respingă, trebuie să fie inclus în ordinea de zi. Acum eu vă spun că e o procedură, e un tertip juridic care este interpretat. Apropo, legii care este votată de cei care îl susțin astăzi pe domnul Năstase, să vă mai dau apă. Domnule Ceban, dumneavoastră știți foarte bine ce prevede legea. Dacă nu ar fi asigurat cvorumul socialiștii, domnul Grozavu nu putea să o numească pe doamna Radu funcția de viceprimar. Nu este adevărat. Acolo este o procedură foarte lungă și complicată în această privință. V-am zis, au discutat ore în șir și nu s-a clarificat nimeni cu acest subiect. Dacă socialiștii nu ar fi venit la acea ședință, ce s-ar fi întâmplat? Mai putea domnul Grozavu să o numească pe doamna Radu? Da. Cum? Nu știu. Există procedură juridică prin care anumit-o, prin dispoziția sa personală. Da, legea este lege și spune ceea ce spune. Acum, mai departe, pentru că mai avem, domnul Ceban mai are timp, mai are un minut 20. Ați spus că mă întrebați de deșeuri, nu? Da, este următoarea întrebare pentru care ați fi avut 2 minute, dar sigur că nu ne mai încadrăm în 2 minute, dar puteți încerca să răspundeți la într-un minut, dar acest subiect va fi reluat și în dezbaterea viitoare. Bine. Cu privire la parcări și la deșeuri. Despre aceste lucruri vom vorbi în emisiunea următoare. Dacă doriți, sigur că pot să vă întreb și acum cum aveți de gând să rezolvați această problemă, dar nu cred că vă încadrați. Dacă reușiți, vă rog. Dacă nu, continuăm în emisiunea următoare. Bine, ceea ce trebuie să înțelegem este faptul că se evacuează de la 700 până la 900 de mii de metri cubi de deșeuri în municipalitate. Astăzi avem, apropo, grații, inclusiv implicării noastre, pentru că guvernul a fost pe partea de negocieri cu Țânțăreni, iar noi am asigurat tot ce ține de cheltuielile financiare pentru Bubuieci, pentru Țânțăreni, pentru soluționarea acestei întrebări, de fapt, inclusiv pentru compensarea tarifului pentru aproximativ 41 de mii de familii. Contractul este până în 2019 și el trebuie prelungit. Acolo este singurul poligon care la momentul de față dispune de capacitate de 40 de milioane metri cubi pentru depozitarea acestor deșeuri. Ceea ce a fost făcut la Bubuieci este o catastrofă, ca să știți dumneavoastră. Și până la momentul de față, cu regret, nu răspunde nimeni penal, deși au fost foarte multe adresări în această privință. Așa că trebuie contractul prelungit, trebuie alocați bani pentru procurarea stației de prelucrare ale vigatului din Țânțăreni și construcția stației de purare, propriu-zis. Trebuie întărit zidul la barajul care există și trebuie să asigurăm o perspectivă pentru 3 modalități. Ardere, incinerare sau prelucrare. Așa. Eu pledez pentru prelucrarea deșeurilor. Exact. Despre asta aș vrea să discutăm în emisiunea următoare. Joi vom avea din nou o rundă de dezbateri care va începe tot la ora 21 și sper că ambii candidați vor participa, pentru că sunt anumite lucruri pe care nu am reușit să le discutăm în această emisiune. Vom continua cu drag să le discutăm în emisiunea următoare, în a doua rundă de dezbateri electorale. Așadar, am ajuns... Doamna Bogdan, eu v-aș ruga să faceți o mică claritate cu privire la participare, neparticiparea în dezbateri de până acum. O secundă. Domnul Năstase mai are 1 minut 06? Da. Aha, v-au pus deja minutele de final, pentru și că de aceea nu ne... Dacă puteți să ne faceți claritate asupra acestei chestiuni. 1.06 și 1.05. Domnule Năstase, nu am înțeles. S-a vehiculat în spațiu public că eu aș fi refuzat să vin la emisiunea dumneavoastră de dezbatere. Nu este adevărat, asta deja am spus despre asta. Dar trebuie să știe telespectatorii dumneavoastră. Telespectatorii noștri știu, pentru că am făcut și știre, ProTV a făcut știre despre acest lucru, ați fost solicitat și domnul Ceban și dumneavoastră, este foarte clar că joi a fost o emisiune obișnuită, asta este prima rundă de dezbateri electorale din actuala campanie, vom avea încă o rundă joi la ora 21, vă rog foarte mult să veniți. Pot să fac și eu specificații, nu s-a prezentat. Problema este că dumneavoastră sunteți la limita timpului, dacă vreți să vă folosiți minutul de final pentru a comunica pe marginea acestui subiect, o puteți face. Dacă vreți să îl folosiți pentru a vă adresa alegătorilor, atunci vă rog să o faceți. Domnule Ceban, cum doriți să vă folosiți minutul de final? La cât am eu? Dumneavoastră aveți 1, 0, 4 sau 0, 5? Cât? 1, 0, 4. Aveți minutul de final. Doar pot să spun că nu s-a prezentat la RTR, la TVC21, la Accent TV, la ANTV, la Polidisc și tot așa mai departe, oriunde am avut. Asta rămâne pe conștiința dumneavoastră. Uitați-vă cum una manipulare se ascunde cu altă manipulare. Am participat. Ați intrat pe minutul de final. Este tot, fie personal, acolo unde am făcut angajamentul, unde mi-a permis agenda, fie prin reprezentant, pentru că avem o echipă foarte și foarte bună. Reprezentantul a fost doar într-un singur caz. Fals. Să-mi dați o dată la care n-a fost reprezentantul meu. Nu invers. TVC21. Niciodată nu a fost dezbateri.
Atât. Vă avertizez, da. Minciunul. Domnule Ceban, vă rog să vă folosiți minutul de, mai puțin de minutul de final. Eu vreau să mulțumesc tuturor locuitorilor municipiului Chișinău, a suburbiilor, și vreau să le spun neapărat să vină pe data de 3 la vot. Eu nu am de gând să fac politică în municipalitate. Eu pentru asta am lăsat mandatul de deputat. Am un program foarte complex, inclusiv oamenii din toate sectoarele au apreciat că am un program foarte bun. Este un program realist, care are acoperire financiară. Am explicat ce și de unde. Și vreau, într-adevăr, să mă ocup de problemele orașului, de canalizare, de drumuri, de apeduc, de transportul public și de multe alte. Și știu cum să o fac împreună cu echipa. Eu vă chem la vot pe data de 3. Multă sănătate să aveți și toate frumoase. Aveți 18 secunde. Cu mare drag vreau să le spun încă o dată mulțumesc absolut tuturor pentru aceste întrevederi pe care le-am avut. Au fost peste 150 de întrevederi în această campanie. Peste 20 de mâini am strâns personal, am mânat programul meu electoral, am discutat cu oamenii. Multă sănătate să aveți, repet. Mulțumesc, domnule Ceban, domnule Năstase. Stimați prieteni, dragi chișinăuieni și locuitori ai suburbilor, în ciuda manipulărilor, în ciuda tuturor atacurilor la adresa mea, în ciuda tuturor sondajelor mincinoase făcute de către binomul Plahotniuc Dodon și candidatul lor în ideea de a-l promova din primul tur drept primar, noi am reușit în primul tur să demonstrăm demnitate, să demonstrăm curaj și împreună putem să o facem și în al doilea tur. Avem nevoie cu toții de o nouă administrație la Chișinău, avem nevoie de un nou management, avem nevoie de un om curajos, un om capabil să facă schimbarea împreună cu o echipă de profesioniști, împreună cu un program bine structurat, cu viziune pe termen scurt, mediu și lung. Vă invit pe data de 3 iunie să ieșim cât mai mulți la vot, să dăm o lovitură de grație acestui regim. Vă mulțumesc foarte mult. Veți mai avea câte un minut și joi. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți astăzi la dezbateri. Pe joi atunci. Și noi vă mulțumim. Am promisiunea dumneavoastră că veți participa. Cu certitudine. Doamna Bogza, de fiecare dată când am făcut o promisiune, m-am ținut de ea și dumneavoastră așa cunoașteți. Și data trecută am spus... După minutul de final, în principiu, noi nu mai avem voie de să ce? Mai vorbim. Vă mulțumesc. V-am întrebat da sau nu și gata. Mulțumesc. Voi face tot posibilul. Voi ajusta agenda așa încât să pot fi prezent aici. Dacă nu, pentru un reprezentant. Vă mulțumim foarte mult. Noi avem numai 2 runde de dezbatere și foarte mult ne-am dorit ca să le folosiți. Să folosiți timpul pe care ProTV vi-l acordă în mod gratuit. Domnilor, succes pe joi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această seară. Ne revedem joi la ora 21 cu cei doi candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei. Nu uitați, pe 3 iunie alegem primarul Chișinăului. O noapte liniștită! Mulțumesc.